Vai, da? Nu mă așteptam ca în prima zi de școală să primesc atât de flori. Vai, din suflet vă mulțumesc! Dar mă așteptam, adică e o surpriză! Eu vreau să vă spun că dacă mă uit la copiii aceștia, mi-e frică! Dar cât de dulci sunt să nu mă îngraș! Sunt mai glumeață eu așa, dar nu trebuia, dar nu trebuia să dați banii pe flori. Dar pentru mine copii sunt niște flori, ăsta este cadoul meu. Da, vreau să vă spun o fată, din greșeală, mare noroc, din greșeală, mi-am adus cu mine o vază. Am scăpat-o pur și simplu în pojețică și din greșeală am adus-o până la școală. Dom'le, ca să vezi coincidența, da, astrele, cum se zice de tine. Și pe această cale vreau să le mulțumesc părinților pentru că au adus copiii la școală, pentru că vreau să vă spun că numai așa evoluăm cu învățământul românesc. Prin respectul pe care îl oferim copiilor, prin răbdarea cu care învățăm și, cel mai important, prin iubirea pe care îi oferim acestor copiluși. Fătu-ți Dumnezei, mătii de prost care te-a făcut maică ta! Bă, Marcele, cât fac 2 plus 2? 7? Dar tu ești la fel de prost ca măta? Măta aia care ieri mi-a adus un amărât de trandafir și ofilit, tu așa ești ca ea și prost și zgârcit? Hai de ce ai zis, Ionela? Cât face 2 plus 2? 6,5. Bă, la fel de proastă, dar măcar ești cu situație. Măcar măta mi-a adus un buchet de flori. Întreg. Și proastă și cu situație. De ce, Doamne, m-am făcut profesoară? De ce m-am făcut profesoară? Haideți să trecem la citire. Hai să vedem ce ați făcut voi în vacanță. Costel, tu, să spui ce avem noi aici. Ce litere, recapitulăm, ce litere avem noi aici? R, de la retardat, cred că. A este de la analfabetule, B de la boule și C de la ce prost? Și ce bou și ce analfabet ești. Mă, dacă tu până la sfârșitul trimestrului nu ți înveți, eu o să-ți smulg ochii, îi pun pe șirac și fac mie mărgele, mă. Mărgele care, mă, ta în prima zi de școală nu mi le-a adus. Doamne, de ce m-am făcut eu profesor? De ce nu puteam să fac și o meserie cinstită ca videocetul? Că acolo dădeam de proști care știu să numere și știu să citească. Nu mai pot cu voi, cu învățământul vostru. Bun, mă bucur să fim cu toții aici. Vreau să fac ca de început de an câteva precizări. Bănuiesc că știți, n-am fost foarte mulțumit anul trecut de situație. Sunt un pic indisciplinați copiii și acolo trebuie lucrat. Gândiți-vă că avem 4 olimpiade anul ăsta. 4. 2 naționale, 2 internaționale și avem nevoie să ne prezentăm cu briu la toate. Dacă vă amintiți anul trecut, la Beijing ne-am întors doar cu 18 medalii de aur. Nu e ok. Trebuie să muncim mai mult. Lăsați, vă rog, telefoanele acasă, lăsați tabletele acasă, nu mai fiți indisciplinați. Dragi părinți, am nevoie de disciplină din partea voastră. Avem nevoie să muncim mai mult, să fim mai buni, să ne dăm mai mult silința. Ne-am înțeles? Copii, sunteți pregătiți pentru olimpiadă? Etalat și... Gata! Marcel, oprește-te, te rog. Ți-am spus de atâtea ori, nu te mai pișa în colțul ăla de clasă, că ai putrezit parchetul. Dacă vrei neapărat să te piși în clasă, pișă-te pe banca Alexandrei, că aia oricum pute, că mă se nispărată. Ok? Ionuț, e ultima oară când te mai trimit să-mi cumperi bere. Te-am trimis și ți-am dat bani de Banger Beer. Ce-i căcatul ăsta? Și... te rog, nu mai mânca creta. Dacă vrei cu adevărat să faci ceva cu creta aia, radio și trage-o pe nas. O să ai un efect mult mai mișto. Ascult. Auzi, Ionela? Da, mama aia ta frumoasă mai stă cu prostul ăla de tactul? Că ea își face niște cursuri particulare, dacă înțelegi ce vreau să zic. He? Nu ți-ar place să-mi spui domnul profesor tata? Da, copii, lăsând gluma la o parte,
Totuși, în iarnă chiar avem olimpiadă și trebuie să fim pregătiți pentru ea și avem mult de muncă. Deci, toată lumea, scoateți laptopul, sunteți conectați toți în rețea? Bun, să-i dăm bătaie. Hai tu, zgrijă-ne. Hai. Ia.